Doamnelor, domnilor, bun regăsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Crește numărul infectărilor de COVID-19 pe zi ce trece și în ciuda acestui lucru continuă și campania electorală. Prin urmare, câtă vreme nu lucrurile vor rămâne așa, ne facem datoria să vă prezentăm care este oferta electorală a fiecărui partid în parte în vederea acestor alegeri de pe 6 decembrie. Invitatul meu de astăzi este Silviu Gărea, candidat pe lista Partidului Social Democrat Constanța. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor și telespectatorilor noștri! Spuneți-ne pentru început, vă rog, sau dacă ne puteți da o scurtă istorie personală, să spunem așa, de cât timp sunteți în politică și ce v-a făcut să intrați în Partidul Social Democrat? În politică sunt numai din anul 2008. Până atunci am considerat că statutul meu de cetățean e suficient și prin activitatea pe care o desfășurăm în fiecare zi, împreună cu toți ceilalți, e de ajuns ca lucrurile să meargă bine. Din păcate, la un moment dat am înțeles că nu e suficient și că e important să te implici într-o activitate politică, având în vedere că această activitate, în cele din urmă, îți oferă posibilitatea să participi la conducerea reală a societății. A spus că numai din 2008. Exact. E ceva perioadă, sunt aveți colegi și în partii, cred, dar și, sunt și în altă partidă cu siguranță, de mai puțină vreme în politică. Adică aveți 12 ani, să spunem, în care ați trecut prin câteva serii de campanii electorale și aveți aceste lupte politice, nu? În picioare. Da, în esență, sau din păcate, lupta politică la noi în societate nu este de fapt o luptă. E o gâlceavă de cele mai multe ori mai mult decât sterilă. Politica ar trebui înțeleasă la modul în care poți să construiești ceva, poți să îndrepți minusuri inerente într-o orice societate. Asta ar fi idealul. Din păcate, nu se întâmplă așa. Într-adevăr, pe timpul campaniilor electorale, dar nu numai, din păcate, nu numai, logic te aștepta ca după o campanie electorală de regulă spumoasă. Noi, balcanicii români, suntem mai efervescenți. Așa. Consumăm foarte multă energie în politică. A trebuit să ne apucăm și de muncă. Pe de o parte, să punem în practică ceea ce promitem într-o campanie electorală, chiar dacă asta presupune să faci eforturi uriașe. Odată ce ți le-ai asumat, să încerci să le duci la bun sfârșit. Nu se întâmplă. De aceea, mesajul meu pentru această campanie electorală, de fapt, este o propunere. Partidul Social Democrat vine în fața cetățenilor, tuturor cetățenilor acestei țări, cu propunerea unei revoluții. Încep declanșarea unei revoluții. Unei revoluții a bunului simț. Și atât. Adică orice activitate, în orice domeniu pe care îl abordăm, să fie guvernat de bun simț. Și dacă s-ar putea și de modestie. Bun, și totuși nu e suficient, să știți. E nevoie și de chestiuni concrete, să spunem așa. Baza oricărei candidaturi sau oricărei campanii electorale, mai cu seamă anul acesta extrem de complicat pe care îl traversăm, în acest an extrem de complicat pe care îl traversăm, este programul de guvernare. Haideți, dacă putem, să parcurgem câteva din măsurile pe care le propune acest program de guvernare al Partidului Social Democrat, despre care președintele Marcel Ciolacu a spus în felul următor, că în proporție covârșitoare de 80% are ca prioritate siguranța locurilor de muncă. Bun. Ce presupune acest lucru? Ce măsuri vor fi luate în acest sens pentru un 2021 care se anunță dificil, cred că e prea blând spus? Da, în esență, orice program de guvernare este un document complex care are la bază întotdeauna o suită întreagă de analize, evaluări, mai apoi transpuse în practică în respectivul document pe secțiuni, vizând, de exemplu, sănătate, economie, educație, agricultură, economie în general, cu subsecventele respective,
care conține obligatoriu date tehnice. Date tehnice elaborate de către persoane care sunt profesioniști, care au și experiență în acest domeniu. În general, orice program de guvernare trebuie să supună unei asemenea abordări și se supune în mod normal. Mai important decât un simplu program de guvernare, mi se pare, cred că este normal să atragem atenția asupra unui alt aspect. Un aspect care nu vizează noțiuni și detalii tehnice despre un lucru sau despre altul, ci despre faptul că astăzi, în fața cetățenilor români, se prezintă pe trei direcții total deosebite trei mari curente politice și partide politice. Pe de o parte, în dreapta, mergând spre extrema dreapta, avem un partid național, în cazul nostru se numește Liberal, un partid al cărui conducător, al cărui Führer, ne tot explică de 4 ani de zile cum o treime, cel puțin din populația României, trebuie să dispară. Populația PSD a trebuit să moară realmente. Nu știm în ce condiții. Până la urmă, probabil că dacă îi se va permite, o va face. În cealaltă parte avem un partid, în extrema stângă, avem un partid, nu știu dacă i-aș spune neomarxist, mai degrabă pseudomarxist, cumva de cumetrie. Pentru că acest partid, mai degrabă Alianța USR Plus, ne propune ca unei largi părți din populația României să-i fie limitate drepturile de proprietate. Dar se pare că numai partea medie a societății în speță românești și cea de jos, partea superioară a societății românești, să fie scutită de asemenea acte. Ei nu ar trebui să fie afectați în niciun fel. Și, ne place sau nu ne place, Partidul Social Democrat a fost împins la mijloc. Partidul Social Democrat, care în ultimii 3 ani de guvernare, pe care a guvernat, perioada 2016, decembrie 2016, noiembrie 2019, a dovedit că înțelege ce înseamnă economia și măsuri economice, de altfel, pe care le-am simțit cu toții. Reducere de taxe, facilități pentru investiții, programe de investiții la nivel național susținute din bani publici, care au dus la îmbunătățirea infrastructurii. Infrastructură care, la rândul ei, este premiza oricărei dezvoltări, pentru că fără apă, drum și curent electric n-ai să poți să faci niciodată nimic. Program pe care, venind la guvernare, iată, avem un an de guvernare național, așa zis, liberală, l-a oprit. Nu mai este nevoie de dezvoltarea infrastructurii în România. Nu mai avem nicio nevoie. Singura nevoie este ca acest partid să-și impună dictatură. Se pare că într-o oarecare măsură a reușit. Dovadă că în perioada martie, atunci când s-a făcut simțită pandemia SARS-CoV-2, am fost arestați în case o lună de zile. Iar aparatul de represiune aflat sub conducerea nemijlocită a Partidului Național Liberal și-a făcut datoria, împărțind zeci de mii de amenzi cetățenilor acestei țări. Vedeți dumneavoastră, asta ne propune actualii competitori care reprezintă Partidul Național Liberal, de altfel cu foarte mare mândrie. Deși să nu uităm că au pe mâini și astăzi sângele celor 11.000 de țărani români care au ieșit de foame să strige pe străzi și au fost împușcați, satele au fost dărâmate cu tunurile. Marele Ion Cebrătian a făcut în calitatea lui de ministru de război. Cifra nu este avansată de mine, nici de literatura comunistă, ci de Carol al Doilea în mica enciclopedie publicată în 1938. Partidul Social Liberal n-a omorât pe nimeni. Nu este acoperit. Acesta este un genocid. Genocid pe care propaganda național-liberală, fie vorba între noi, e copiată după cea genialului Goebbels, da? O uită.
Bun. Comparația, cred că o poate analiza oricine acum, rămâne de concluzionat dacă este așa sau nu. Cert e că, apropiindu-ne mai cu seamă la actualitatea pe care o trăim acum cu toții, în condițiile acestea în care infectările de COVID-19 cresc de la o zi la alta, suntem la jumătatea lunii noiembrie, da? Și avem peste 10.000 de cazuri confirmate în fiecare zi. În condițiile în care foarte multe persoane sunt carantinate, în condițiile în care foarte multe zone din țară sau foarte multe, din ce în ce mai multe, poate la un moment dat vom ajunge chiar în zona aceasta noastră să avem orașe sau județi cu totul carantinat. Cum credeți că va fi prezența la aceste alegeri parlamentare? Și vă întreb în ideea în care cu o prezență slabă puterea de reprezentativitate a unui parlament cred că va scădea, sau mai cu seama acestuia, din 2020. În mod cert va scădea, fără niciun dubiu. Și atunci? Și atunci ce? Dacă ăsta este programul Partidului Național Liberal, noi nu ne-am întors, nu ne-am mers în trecut de dragul de a merge în trecut, ci pentru a face o paralelă cu prezentul pe care îl trăim. Foarte actual, cotidian chiar. Deci asta face parte din strategia acestui partid aflat la guvernare. Vedeți dumneavoastră, fostul Partid Național Socialist al cărui Führer ne-a adus pe cap un holocaust, măcar pentru țara lui, că visa să întemeze un Reich milenar. Actualul Partid Național Liberal vă transforma România într-un gulag, în care forțele de represiune vor pune pumnul în gură și băta pe spatele oricui nu este de acord și se manifestă împotriva doctrinei național-liberale, care de fapt nu are nimic în comun nici cu liberalismul și nici cu elementul național. Dovadă, săptămâna trecută, știți foarte bine, toată lumea știe lucrul ăsta, guvernul, așa zis, național și liberal, prin închiderea piețelor, da? A oprit micul producător, că de fapt despre aia, oamenii aia care efectiv muncesc și produc câte ceva acolo, să-și vândă produse, să trăiască efectiv, că nu fac averi din banii. În schimb, marile lanțuri de magazine, ale căror interese e clar că nu sunt românești, au fost foarte bine reprezentate. Da, am mai avut discuția asta și inclusiv recent. De ce să iau măsurile acestea în piață și totuși mall-urile cu totul rămân în continuare aproape fără restricții? Și la ce concluzie ți-aș spune lor? Păi nu știu, n-am primit niciun răspuns. Păi concluziile sunt evidente că se aplică măsură diferită. Da? Pentru că e foarte simplu. Marile conglomerate financiare, marile consorții prezente pe piața românească, bineînțeles, au cotizat 4 ani de zile la propaganda asta deșanțată împotriva așa numitei ciume roșii. O ciumă roșie care, să ne înțelegem, este exact aceeași ciumă roșie despre care vorbea Goebbels. Goebbels n-a catalogat ciumă roșie ca fiind Uniunea Sovietică, ci chiar propriul popor german, care la vremea respectivă iubea Partidul Socialist German. În România trăim aceleași realități. Paralela este o copie la Indigo. Este același mecanism care se aplică cu obstinație de 4 ani. Aceste conglomerate, aceste acționariate plătesc, au susținut în toți anii ăștia cu bani. Aici nu discutăm numai despre voință politică. Aici vorbim despre bani aruncați în piață pentru a zăpăci poporul român și a induce senzația că de fapt el e de vină pentru orice. Și astăzi, nu vedeți, de fapt cetățenii sunt de vină că se îmbolnăvesc. Că guvernul nostru este bun, iese domnul președinte al Partidului Național Liberal și al României, vedeți, o altă coincidență, iese la televizor în fiecare zi la o oră fixă și ne spune cât de bine trăim și cât de bine o ducem în România și cât de luminos este viitorul nostru. Nu-i suficient? Dacă se întâmplă cumva, cineva să aibă curajul să contrazică marele ideolog al națiunii române, atunci, sigur, va urma prima dată pumnul în gură și apoi o piatră în cap. Până acolo merge. Vedeți dumneavoastră în societatea românească grupuri cu adevărat de cetățeni care se manifestă, nu știu, pentru că sunt foarte multe probleme la nivelul societății românești. Ați mai văzut pe cineva manifestându-se?
E o liniște și o pace. Da, e o Pax Romana aici. Pacea cu pumnul în gură. Care se va amplifica... Cu distanțare. Da, băi, acum și pumnul ăsta... pace impusă așa, de la distanță. Da, din păcate, după părerea mea, asta este realitatea. Asistăm la sfârșitul unei perioade în care poporul român a încercat să-și construiască propria democrație. Din păcate n-a reușit, pentru că nimic nu e întâmplător în lumea asta, bineînțeles, și a trebuit să ne reîntoarcem ca o nouă colonie a Imperiului cuiva. E normal să fie așa, înțeleg lucrul ăsta, ce nu înțeleg de ce acceptăm lucrul ăsta cu atâta nonșalanță, pentru că este vorba de viața noastră. Iar propunerea Partidului Social Democrat este să înceteze asemenea... Bun, până la o altă formă de a contracara lucrurile pe care le spuneți, rămâne dreptul la vot. Da, pe 6 decembrie. Care este serios îngrădit prin organizarea acestui scrutin în tare condiții. Bun, și atunci, dacă prin absurd, să presupunem, sau poate nu chiar atât prin absurd, Partidul Social Democrat va câștiga aceste legeri din 6 decembrie. Ce-i de făcut? Adică dacă Partidul Social Democrat, să fim mai expliciți, va întruni un număr mai mare de voturi. Deci e o diferență de percepție. Vreți. Partidul, orice partid sau orice partid democratic... Va avea cel mai mare număr de parlamentari, este ok așa? Așa e mai bine, da. Bun. Va avea cel mai mare număr de parlamentari după 6 decembrie. Da? Da? Asta presupune că automat, ulterior, va forma guvern. Dacă are teoretic, 50 plus 1. Dacă are 50 plus 1. Fără 50 plus 1, așa, va forma niciodată și guvern. Și ideea asta. Ce e de făcut din ianuarie? Nu întâmplător la începutul discuției am propus Revoluția Bunului Simț. Partidul Social Democrat, după cum ar fi trebuit să observe întreaga societate românească, a trecut prin niște momente complicate în existența lui, care se datorează propriilor neajunsuri, propriilor probleme nerezolvate la timp. Întotdeauna vor fi probleme. În orice partid, în orice familie există probleme. Dar amânarea rezolvărilor sau amânarea căutării unor rezolvări poate duce și la situații mai complicate. Partidul Social Democrat a trecut prin asemenea situații. Astăzi, acest partid a înțeles că modul în care s-a comportat în primul rând cu el însuși și mai apoi în fața cetățenilor a fost unul care a avut defecte și a înțeles să își asume o reformă internă prima dată. Logic, prima dată să faci curățenie la tine în casă și apoi ieși în curte sau pe stradă. De aceea, de acolo a venit expresia Revoluția Bunului Simț. Cu bun simț, cu modestie și cu multă aplicare, acest partid va dovedi, în cazul ipotetic pe care l-ați enunțat, că a înțeles unde a greșit și va face ce va fi nevoie să facă pentru a diminua efectele, pe de o parte, acestei nenorociri care se numește pandemia, că asta e, Dumnezeu ne-a dat-o, vom duce și vom rezolva-o în cele din urmă, să sperăm că cât mai puține evenimente tragice, pentru că mai mor și oameni. Pandemia în sine nu înseamnă nimic. Mor mulți și așa este. Și din ce în ce mai complicat. Numai că deocamdată nu ne aflăm la momentul acela. Deocamdată scrutinul electoral nu s-a încheiat, voturile nu s-au numărat, iar ceea ce e important astăzi, acum, este ca toți cetățenii României să se gândească cu foarte mare grijă la ce viață își doresc să trăiască după părerea în următorul deceniu, nu în următorii ani, 4-5 ani, ci în următorul deceniu. Pentru că odată instaurată o dictatură, noi am mai trăit una. E adevărat, jumătate din ea sub protecția tancurilor sovietice, dar și cealaltă jumătate n-a fost ușoară.
dacă ne dorim să ne întoarcem la o asemenea stare de lucruri, atunci ne vom întoarce, pentru că Vox Populi, Vox Dei. Nu avem ce să facem, totuși Partidul Social-Democrat își face din asta obligația în a spune cetățenilor, conaționalilor noștri, despre pericolele unei asemenea reinstaurări. Că se încăi de dreapta sau că e de stânga, dictatura are efecte negative. La asta credeți că se va ajunge? Sunt convins. Pentru că toți pașii până acum s-au făcut. Deci nu lipsește niciunul. Absolut niciunul. Niciun pas. Toți pașii s-au făcut, sunt acolo, sunt deja fapte. De ce nu s-au întâmplat și ceilalți? Pentru că e natural să se întâmple. Sunt convins că așa se va întâmpla și de aceea rugămintea mea este ca fiecare dintre noi să-și evalueze poziția, modul în care dorește să trăiască pentru el, pentru familia lui, pentru prietenii lui și să încerce să evalueze corect și să voteze Partidul Social Democrat, care astăzi, ai cărui candidați astăzi, sunt singurii rămași în piața politică care pot opri asemenea parcurs al societății românești. Astăzi. Nu știm mâine ce se va întâmpla, dar astăzi, la acest scrutin, ei sunt singuri. În condițiile acestea, în această campanie electorală, cum credeți că vor ajunge oamenii să cearnă, să spun așa, mesajele dumneavoastră? Contactul fizic, iată, din ce în ce mai restrâns, aveți canale limitate, să spunem, către o anumită parte a populației, poate că nu toți sunt în online, nu în sunt elevi în online, în mulți dintre ei nu au posibilitatea asta, dar rămite alți oameni, prin cine știe ce zonele ale țării unde nu există nici curent electric și așa mai departe. Cum credeți totuși că vor ajunge aceste mesaje la ei? Cum vedeți campania aceasta? Din păcate nu vor ajunge. Tocmai de aceea am fost de acord cu dumneavoastră că această campanie electorală, acest scrutin electoral a fost sau se continuă a fi vrut să se întâmple în condițiile astea, tocmai pentru a bloca practica accesul electoratului la vot. La a-și forma o opinie ca mai apoi să voteze în cunoștință de cauză. Dar în aceeași măsură, nu credeți că și electoratul celorlalți contracandidați va fi afectat? Discutăm despre tot electoratul român. Evident. Pentru că, în esență, aici nu e țara ocupată. România nu e o țară ocupată. România este despre români. Iar bunul simț ne privește pe toți. Nu există nicio diferență între un român care, mă rog, crede sau consideră că un anumit partid e mai interesant sau mai credibil decât celălalt. Vorbim despre toți cetățenii României. Iar în momentul în care, prin măsuri administrative, pentru că sunt niște măsuri administrative, restul sunt pretexte. Dacă, într-adevăr, grija supremă a unui conducător, a unui cap de familie, este pentru sănătatea prin a data familiei sale, e în mod cert ar fi trebuit ca acest scrutin să nu aibă loc în condițiile astea. Și dumneavoastră și alți colegi au militat pentru ca aceste alegeri să nu aibă loc, într-adevăr. Sau să fie amânate, nu că nu să aibă loc. Să fie amânate pentru anul viitor în prima perioadă. Dacă acestui guvern îi plăceau, îi plac așa de mult exemplele imperiale din Europa de Vest, ar fi trebuit să ia exemplul Marelui Imperiu Britanic, care a amânat fix cu un an de zile, la aceeași dată, alegerile care trebuiau să fie ținute în martie 2020. Amânate cumva și la noi au fost, cele locale. Da, iar politica jumătăților și sferturilor de măsură. După bunul plac al celui care conduce. Fără să țină seama de interesul suveran al națiunii. Nu sunt vorbe mari. Pentru că este drumul pe care noi toți ni l vom asuma direct, pentru că înțelegem și mergem la vot sau stăm acasă, indirect, pentru următorii ani. Este viața noastră. Zilele din viața noastră nu le dă nimeni înapoi. Nu le putem recupera. Nu le poate plăti nimeni. Iar acest guvern, împreună cu președintele, cu conducătorul său, așa a înțeles să se comporte cu propriul popor. Ca și cum ar fi o țară ocupată. De acolo impresia mea că lucrurile astea vor conduce la un gulag. Pentru că deja semnele sunt. Ăsta este primul.
Nu contează, 500 erau prea mulți în martie, 10.000 sunt tocmai buni acum. Credeți că e un termen cam dur totuși? Gulagul ăsta? Nu, este un gulag. Atâta vreme cât există niște sancțiuni, niște măsuri coercitive aplicate cetățenilor, fără ca acești cetățeni, să fie întrebați. Pentru că vorbim despre limitarea unor drepturi fundamentale stabilite prin Constituție. Derogăm de la Constituție când avem chef, pe de o parte, și pe de cealaltă parte strigăm că ciuma roșie sau, mă rog, alte partide sunt de fapt pericolul pentru țara asta. Adică, ca și cum hoțul strigă hoții. Asta e o realitate. O trăim în fiecare zi. Vă rog să ieșiți în cazul nostru după ora 23 și veți vedea ce consecințe veți suporta. Cum, ce veți face în campania aceasta? Dumneavoastră, colegii dumneavoastră de aici, de la Constanța. Cum o veți duce? În măsura în care guvernul ne va permite, vedeți, facem campanie electorală numai atât cât vrea guvernul să facem. Încă aveți posibilitatea să vă întâlniți cu oamenii, adevărat. Nu, lucruri care se întâmplă deja și în cazul dumneavoastră, dar și al partidei. Interacțiunea cu electoratul este una cu totul și cu totul superficial. Pentru că atâta vreme cât nu poți să dialoghezi cu o sumă de cetățeni, nu vă gândiți că 20 de persoane e o glumă. Discutăm despre o mână de candidați care ar trebui să se adreseze în cazul județului Constanța la aproape 700 de mii de persoane. Nu 70, 500 de mii de persoane. E o glumă, bineînțeles, și o iau ca atare. Deci nouă ni se permite să facem campanie electorală atâta cât vrea guvernul național. Mă rog, și liberal. Atâta ni se permite, atâta facem. Dar nu putem să strigăm, să spunem că e democrație. Luați exemplu. Statele Unite ale Americii, tocmai ce a trecut printr-o campanie electorală. În condiții de aceeași pandemie. Da. Acolo nu au fost interzise. N-am văzut nicăieri 20 de oameni. Probabil că tulpina de SARS-CoV-2 din Statele Unite e mai puțin periculoasă decât tulpina din România. S-au respectat oricum niște măsuri și acolo, inclusiv în zilele votului. Sunt convins și la noi se vor respecta niște măsuri. Dar haideți să facem comparația. Acolo am văzut niște stadioane pline cu oameni. Aici numai 20, cu tot cu staful candidatului și așa mai departe. E o glumă. Ce vă spun oamenii cu care vorbiți în această perioadă, aici la Constanța? Oamenii sunt nemulțumiți de starea de lucruri, nu atât de, despre faptul că nu se pot face campanii electorale, nu pot ieși noaptea. E o stare de nemulțumire generală, pentru că nu pot înțelege, au aceeași dilemă pe care o am și eu. De ce la 500 de infectări pe zi era grav și la 10.000 e tocmai bine? Chiar nimeni nu poate înțelege lucrul ăsta. Din păcate, nici eu nu pot înțelege. De multe ori răspund la această întrebare cu altă întrebare. Ceea ce nu e regulă. Dar nu am răspunsuri. Nu duce niciodată la răspuns. Asta, asta e realitatea. Dacă în atare condiții ne întrebăm dacă asta e democrație, dacă acest scrutin e unul într-adevăr liber, iar cred că e o glumă. Dacă n-ar fi de plâns, am râde în hohote, dar e de plâns. Atâta ni se permite, ne-a dat voie partidul de guvernământ să facem campanie electorală așa, în condițiile astea, și atâta facem. Nu o facem pentru Partidul Social Democrat, să ne înțelegem. De aceea am insistat pe latura aceasta, chiar dacă de multul poate vi s-a părut dură. Aici vorbim de un principiu. Oamenii, cetățenii țării astea, indiferent cum îi cheamă și de unde sunt și pe cine îi iubesc, trebuie să aibă dreptul să asculte, să înțeleagă și să se raporteze, să evalueze ca mai apoi în cunoștință de cauză să aleagă. Din păcate, sunt faultați. De asta zic că există pericolul acesta ca acest parlament sau ca viitorul parlament să n-aibă reprezentativitatea de care este nevoie. Cu siguranță. Dumne, atâta vreme cât ești stăpânul mitralierei, n-ai nevoie de reprezentativitate. Și mitraliere la Partidul Național Liberal. Și așa suntem, să știți. Și așa cei de acasă sunt mulți dintre ei deznădăjduiți de vremurile astea. E o realitate și eu sunt la fel ca știu, vă cred.
Și eu trăiesc tot în țara asta, în aceleași condiții. Suntem într-un război asta cu siguranță. Nu e același de acum 100 de ani, poate. E mai greu. La modul acela. Da, e adevărat, luptăm cu toții și în special cadrele medicale, la care cred că toți facem apel, le trimitem încurajări, nu știu ce să le mai spunem, că sunt depășite clar și nici nu au foarte mult sprijin din acest punct de vedere. Și sunt ele deznădăjduite și cred că ne face pe mulți dintre noi situația asta să ne gândim că suntem, Doamne ferește, suntem complet neajutorați în fața acestei crunte boli. Bun, în condițiile astea cred că se face și apel la calm. Lucrurile nu sunt studiate, nu știm ce se va întâmpla, noi nu știm ce se întâmplă mâine, dar aminte pe 6 decembrie. E adevărat, trebuie să gândim de asta, cred că e nevoie și de calm, să știți. Ați pomenit despre cadrele medicale, despre medici, că e într-adevăr foarte greu. Sunt puțini, avansul pandemic este mare. Da. Și cred că greu de preconizat de cel puțin de autoritățile noastre, cu siguranță. E adevărat, foarte greu de preconizat, dar să nu uităm, o mare parte din aceste cadre medicale, în special medici, sunt astăzi în sistemul medical pentru că Partidul Social Democrat le-a triplat salariile. Nu din alt motiv, nu mai avem 10.000, 15.000 de cadre medicale care plecau în fiecare an în străinătate, în căutarea unor zări mai calde. Dar măsura, deci faptul că astăzi sunt în sistem oamenii aceia, sunt pentru că Partidul Social Democrat, aflat la guvernare, le-a mărit salariile. Și nu numai pentru asta, și pentru că a investit în sistemul de sănătate. Acum nu batem parul pe iarbă verde. Sistemul Național de Sănătate a beneficiat de investiții mari. Mari în raport cu capacitatea bugetului național de a susține acele investiții. E clar că voința politică a Partidului Social Democrat aflat la guvernare a fost întotdeauna constantă și în acest sens și segment coerentă. Bun, pentru că ne apropiem de final, o să vă rog să le transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc și celor care într-o măsură sau alta așteaptă mesajele acestea și de la dumneavoastră și de la ceilalți colegi din Partidul Social Democrat. Vă rog. Iubiți concetățeni, vă rog să aveți în vedere că ceea ce alegeți dumneavoastră pe 6 decembrie este în interesul dumneavoastră și trebuie să fie în interesul dumneavoastră. De aceea vă rog să cântăriți foarte bine mesajele și candidații tuturor partidelor participante la procesul electoral și să vă asumați prin vot ceea ce vreți să trăiți în următorii ani. Vă mulțumesc. Domnule Gora, vă mulțumesc și eu pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc. Mulțumesc dumneavoastră pentru atenție, doamnelor și domnilor, să ne revedem sănătoși.